Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 10 august. Zi extraordinar de așteptată. 10 august. Ce spui? Aha. Mai, toată România, că e de o parte, că e de alta, bine, o parte mai mică, aia care sunt speriați. Dar toată lumea așteaptă această zi și acest meeting al diasporei să vedem că România încă există, că nu e așa, aruncată într-o zonă de total neinteres sau dezinteres pentru cei care au înțeles că trebuie să își câștige existența în afara țării. Drept pentru care ziua de astăzi e una cu mari emoții pentru unii. De asemenea, trebuie să spunem că iarăși, din punctul ăsta de vedere, cel puțin aici în Suceava, având Black and White Motor Fest, e o altă bucurie care o avem noi. Cu alte cuvinte, un alt eveniment important. Că pleci tu, Cătălin, de azi în concert, e treaba altora, nu... Așa, tu bucură-te. Mă uitam că... nu știu, parcă avem un tipar după care se întâmplă mai toate lucrurile. Situație delicată, meeting anunțat... Bineînțeles că pe orice meeting, pe orice situație de genul acesta, se trezesc câte unii care vor să se cocoațe. Că ăsta e termenul. Asta e cu totul și cu totul. Da, îi vezi pe unii că se sperie. Aseară am văzut, bine, printre alte picături, că picătura cea mare sau paharul cel mare era important, meciul, da? Iar echipele românești au de fotbal au participat în cupele europene și s-au descurcat carecum după șansele pe care le aveau. CFR-ul s-a impus în deplasare. Craiova a pierdut, îndrăznesc să spun, mai are așa câteva speranțe pentru meciul retur. Iar Steaua a terminat egal. Da, asta dacă judecăm pe ansamblu toată evoluția, deși meciul nu avea cum să încânte pentru că echipa din Split nu era una care să, la felul în care s-a prezentat, una care să-mi dea foarte mari emoții. În schimb, joc dur, teren prost și cam asta a fost ecuația meciului. Rămâneam sub impresia ultimelor minute de joc, în mod special, unde s-au constatat cele mai mari ocazii ale meciului, da? Da, în fine, printre picături am dat și eu și am văzut pe un post de la care emite de pe la București și era, țineți minte cum era în decembrie 89, când mai puneau 100 de lei la alocație sau la salar sau la nu știu, oricum mai dădea câte ceva. E că erau tot felul de promisiuni de alea băgate pe ultima 100 de metri. Am o să spună, o să sară mulți, băi, dar acum a venit timpul. Ai oameni buni. Despre acest subiect s-a discutat în orice moment în care lucrurile nu erau în regulă. Pentru că dacă se așezau un pic lucrurile pe bune, principala problemă a României era legată de legile justiției. Asta a fost. Eu când am fost la conferința de presă susținută de premierul de pe atunci, Mihai Tudose, și Liviu Dragnea, asta am văzut. Da? Principalul subiect, principala temă, din punctul lor de vedere, fără de care nu se poate mișca absolut nimic, legile justiției. Restul erau
colaterale, resturile. Când întrebam de, sau întrebau colegi de-ai mei, de Suceava, de subiecte, erau de Moldova, autostradă, erau subiecte la care încă un pic și ne luau la mișto. Da? Ăsta era termenul cel mai potrivit. Dar de unde vreți dumneavoastră autostradă? De unde până unde? Hai! Hai mai spuneți că noi le-am săturat. Încerc să redau din memorie ceea ce a răspuns atunci Mihai Tudose. Noi ne-am săturat să pornim cu autostrăzi care pleacă din niciunde și ajung nicăieri. Da? Asta era poziția guvernului, pentru că era premierul la acea conferință de presă și, și președintele Camerei Deputaților sau președintele principalului partid de guvernământ, mai e unul alt de pe acolo. Și ăștia, în momentul acela, mi-au lăsat această impresie. Cineva a întrebat, legile pensiilor? Pa, da, legea pensiei? Da. Recalculări de alea? Da. Adică aduceți-vă aminte, vă rog frumos, cam cum au trecut legile justiției, intrau la ora 10 și până la ora 9 seara terminau unele chestii. De votat, pachete cu nu știu ce. Și îmi spune mie cineva că a fost legea pensiilor vreo prioritate pentru ei până acum? Am găsit-o ieri, afișată pe... nu mai știu pe ce site am găsit-o, dar am găsit-o. E parfum. Deci, îndrăznesc să spun așa la o primă strigare... cu ochiul meu de neprofesionist, că e ceea ce trebuie. Și citeam acolo câteva lucruri în perspectiva a ceea ce se va întâmpla. E în regulă. Principiile noii legi. Contributivitate, egalitate, solidaritate socială, imprescriptibilitate, legile, modificările se iau în considerare masterul și doctoratul, fiecare an de studii reprezintă 0,25 puncte, se pot cumpăra cel mult 5 ani vechime, anii poți fi aleși din mai multe perioade, acces online la propriile contribuții. Ei nu-s capabil să iei, când spun ei mă gândesc la guvernul României, oricare ar fi acela. Nu-s capabil să găsească firma aia care să facă funcțional sistemul ăla al cardului de sănătate. Cred că or să reușească asta cu pensiile. Miramaș. Pensionare la 60 de ani dacă vechimea e de 43 de ani. Adică și chestii de normalitate și chestii foarte bune. Mamele cu 3 copii vechime se pot pensiona la 54 de ani. Pensia de urmaș soț supraviețuitor poate opta pentru pensia decedatului sau poate adăuga 25% din pensia soțului decedat. Plus multe altele. Contează la calculul pensiei sporul, acord global al 13-lea salariu, prime, premii, bonusuri. Cei care au lucrat între 75-2001 primesc 10% pensie dacă nu au acte doveditoare. Da? Noua formulă de calcul. Pensia, numărul total de puncte, valoarea punctului. În fine, cu alte cuvinte, la o primă strigare, pare în sfârșit o lege sau cel puțin principii sau ce a fost devoalat și pus în dezbatere publică. Pare cât se poate de normal, ok, sănătos, cam ce trebuie. Bă, dar cu o zi înainte de meeting-ul ăsta anunțat, la care ție îți bikini, chiar fix cu o zi, adică asemănarea e atât de frapantă cu Ceaușescu care dădea 100 de lei, om trăi și om vedea ce se va întâmpla astăzi. Felul în care însă autoritățile au reacționat vis-a-vis de cetățenii români care și-au anunțat dorința de a participa la acest meeting,
felul pe care l-au făcut autoritățile parte din clasa politică vis-a-vis, repet, de acest meeting, eu cred că mai mult a reușit să îndârjească unele lucruri sau chiar să stârnească unele lucruri care nu știu dacă și aveau locul, pentru că ai gratula cu epitete de genul hoți, cerșetori, vagabonzi și multe, multe altele pe care le-au trecut. Dați-mi voie să spun, de unde eram liniștit și nu-mi păsa, uite că acum vreau și eu, da? Vreau și eu să particip, să fac parte din această horă. Drept pentru care, vă spun sincer, cota de interes e mare și unii, să fie că se poate, e clar, unii au foarte multă verdeață în spate. De la ce? De la morcovi. De unde sloganul ăla care s-a transformat în leitmotiv, uite că ești pe partea aialaltă în momentul de față, și motive, slavă Domnului, deci cerșetori, drogați, naziști, analfabeți, hoți, șobolani, deci cam fiind gratulat de maniera asta, ok. Cum naiba să mai dialog? Ieri l-am văzut pe un popă. Pe un popă care dădea sfaturi. Și știa el că niște unii manipulează acum. Mm-hmm. Foarte interesant. Deci asta mi-a plăcut și am apreciat întotdeauna. Când se implică cât un popă în politică, e delicios. Delicios. Vi se pare normal, nu? Ok. Preoții au locul lor, au misiunea lor, au harul lor. N-au ce căuta pe zona asta. N-au ce căuta ei a se implica în chestiuni de genul acesta. Ăștia sunt mai manipulați și mai manipulabili decât oricine. Ok. Asta este ziua de astăzi, vineri, 10 august. Cu multe evenimente și cu acest meeting care, îndrăznesc eu să mai cred, și cu asta termin considerațiile vis-a-vis de că e posibil să repare din mult din centenar. Centenarul care a ajuns așa un fel de poreclă. Ca să nu fiu chiar foarte dur în exprimare. Centenarul e, deci, 100 de ani. În loc să-i sărbătorești cum se cuvine, la noi e așa un fel de bătaie de joc. E posibil ca de la această dată, vineri, 10 august 2018, ca această dată să intre în istorie. Să fie, practic, momentul recoagulării. Dar aici trebuie și un pic de minte. Și atunci putem înțelege, putem face. Dar încercați să nu mai gândiți cu ce vă spun unii pe la televizor, cu ce vă spun eu. Nu, încercați să gândiți dumneavoastră bine lucrurile așa cum trebuie. Nu mai luați de bună tot ce spun ăștia. Nu. Gândiți-vă un pic. Ieri mă uitam, vă spuneam că printre picături, și cu toate astea am văzut, îndrăznesc să cred, foarte mult, și a avut o reacție ceva de genul cel care conduce România în momentul de față, de facto, Liviu Dragnea. A spus, dom'le, economia merge extraordinar, toate lucrurile merg foarte bine. Oameni buni, el trăiește în statul paralel. Peste porcină. Ioc autostrăzi și ioc lucrări. Nu se lucrează nicăieri. Îmi spune cineva unde se lucrează la ora actuală, unde un mare proiect, totul este cu osă și nu i-au lăsat ăia. Dom'le, economia duduie lucrurile. Trăim în două Românii separate, într-adevăr. Ei sunt în statul paralel, pe care atât îl clamează. Nu știu.
mai mult să spun, dar în momentul de față e măcar cumplit tot ceea ce văd. Iar ei trebuie să se uite cu înfrigurare la lucrul ăsta. Și când spun ei, adică să nu-și facă cineva iluzia, da, că vine diaspora să susțină PNL-ul sau să susțină USR-ul. Nu. Acum, ținta este PSD-ul, că un meeting nu poți să-l faci meeting de susținere. Da? Meeting-ul e ca să, bă, jos cu. Da? Deci, nu să nu-și facă iluzie cealaltă partide, că dacă ori să ajungă la un moment dat la putere și o să facă la fel, nu să primească exact aceeași clapșă din partea românilor. A? Să nu-și facă cineva iluzia. Nu. Drept pentru care clasa politică va fi mai strunită, sper eu, pe zi ce trece după acest meeting. Va fi mai controlată, mai pe directulea de către alegători. De aia, cred că nu le convine niciunora să iasă mare, bine, ok meeting-ul ăsta. Și de-aia au tras preșul de sub picioare cât au putut. Pentru Cosmin, vă rog frumos, care se oferă, care sare, cine se duce după el. Cam astea ar fi principalele coordonate ale zilei de astăzi. Vă spuneam, meeting-ul în primul rând, mai apoi din perspectiva noastră, ceea ce începe aici la Suceava ca prima zi de Black and White Motor Fest și, bineînțeles, plecatul în concediu al lui Cătălin, pe care vă da în afară de el, mai sunt încă vreo 2-3 persoane care suferă, într-adevăr, cum e cazul meu, și care sunt bucuroase, nu dăm nume. Monitorul de Suceava și Crainou sunt ziarele pe care le avem la dispoziție. Și vedeți dumneavoastră, Crainou de astăzi deschide ediția cu ceea ce am mai văzut pe site-ul unui coleg de Breslă, dacă nu greșesc, pe News Bucovina am găsit acest lucru prima oară. Dar bun, eu zic că pe acest site am văzut prima oară. Poezia unui copil cu mama plecată la muncă în străinătate a emoționat participanții la o întâlnire organizată la Gura Humorului. Spui că ai plecat să-mi fie bine și atunci, de ce mi-e mie, mamă, rău? Potrivit unui comunicat de presă și potrivit DGA SPC Suceava, la Gura Umorului a avut loc în 3 august o întâlnire dedicată copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, dar și părinții acestora. Brândușa Sorina Biali, coordonator al echipelor mobile, a adresat mulțumiri tuturor partenerilor implicați în acțiune. Preotul Ionuț Mihăilescu a vorbit participanților despre traumele copiilor rămași acasă fără dragostea și prezența de zi cu zi a părinților, arătând că dincolo de darurile scumpe pe care părinții încearcă să acopere lipsa copiilor, simt nevoia de prezență fizică a acestora. Tată, ia-mă de mână, a fost reacția unui copil la ieșirea din mall, de unde tatăl său veni pentru puțin timp acasă, cumpărase tot ce își dorise. Personalitatea copilului, spune preotul, este o plastilină pe care vrei să o modelezi, trebuie să o încălzești, iar afecțiunea părinților este cea care poate face acest lucru. A mai spus și Dorina Spinosu de la Școala Generală numărul 1 Gura Humorului. Au fost acolo foarte multe lucruri aduse în atenție, dar această poezie, până la urmă, nu numai că a emoționat participanții, care fie vorba între noi, sunt căliți, adică trăiesc aproape în fiecare zi,
experiențe cu aceste categorii mai devreme menționate. În cadrul acestei emisiuni știți foarte bine că nu de azi, nu de ieri am povestit și am spus că e o situație deosebită, e o traumă a celor care au părinții plecați la muncă în străinătate. Sunt generații întregi care suferă și vor suferi de acest sindrom, pentru că lucrurile lasă niște urme care mult timp vor fi... Ți-am făcut și cafea, vezi, da? Lucrurile mult timp nu vor fi funcționale așa cum scrie la carte. De ce este ședință cu părinții dacă eu vin doar cu bunica? Spui că ai plecat să-mi fie bine și atunci de ce mie mamă rău? Poezia, dragă mamă, recitată în cadrul acestei întâlniri, și ați văzut cam cu ce ar trebui să se ocupe preoții, da? Inclusiv cu aceste lucruri, da? Cu har, cu altceva, nu cu recomandări de-astea părtinitoare. Ok, între timp și-a făcut simțită prezența și Cosmin alături de noi. Bună dimineața. Cosmin, bună dimineața. Erai pe drum, că așa trafic e. Trafic aglomerat chiar. Foarte aglomerat? Nu mă așteptam la ora asta de aglomerat. Băi, lumea pleacă se la mine. Se cunoaște că e luna în care vin mulți acasă. Nu e... Luna diasporei, așa e, s-a spus. Anul ăsta e tot luna diasporei, că nu mai știu. Luna august. Chiar am zis, ce obțin pe Burdujen, plin de mașini. Abia am trecut de sensul geatorilor de la... Care se blochează de obicei, pe la 8 și ceva se blochează, într-adevăr. Dar la ora asta nu mă așteptam. Da, pentru că nu avem șosea de centură a Sucevei. Da? Pentru că nu avem un transport public extraordinar de bine pus la punct și cu facilitățile și cu chestiunile pe care trebuie să le aibă transportul public, și anume bandă separată. Deci ăsta era cel mai mare câștig dacă discutam de sensurile unice pe oraș. Dacă am reușit și chestia asta, să aduc într-adevăr mai multe autobuze. Păi dar acum asta sunt supraaglomerate. Chestia asta cu autobuzele unde? Este acum nu sunt atractive pentru mulți dintre cei care au mașini, pentru că sunt supraaglomerate. Asta e un adevăr care nu se ascunde nimeni, cred că se spună. Da. Și într-adevăr, abia atunci când o să ai autobuze din 5 în 5 minute și stai în stație și imediat îți vine autobuzul și poți să mergi în direcția dorită și... Ajungi mai rapid decât cu mașina personală? Da, nu, stai așa. Cu mașina personală poți să ajungi foarte repede într-un colț, într-altul, fără nicio problemă. Și pentru asta e mașina, să te poți descurca. Dar în centrele, în zona aglomerărilor urbane, da, transportul public este de preferat și lăsat în Viena, dar oriunde. Sistemul Park and Ride e foarte funcțional, da? Adică te-ai dat jos din mașină într-o parcare ieftină și folosești transportul în comun. Da, bun. Altfel, foarte scumpe parcările în centrele orașelor. Okay. Cine vine cu treabă, vine a plăti și cu asta, basta. Bun, la ce am văzut acum și la noi în țară au ajuns foarte scumpe. Dacă am văzut tarif de 10 lei pe oră în București. Adică e același preț ca într-un mare oraș din Germania, unde era 2 euro pe oră, să vă putea să la mai mult la noi puțin la coi. Da. În condițiile astea. Da. E 10 lei, da. Orice parcare de pe planeta asta, făcută pe sistemul ăsta, are niște condiții cât se poate de în regulă. Da? Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc la următoarea chestiune. În Iași, unde lucrurile funcționează de ceva vreme bine, înaintea noastră, cu aeroportul, în Iași și-a aplicat sistemul ăsta că se poate declara. Doamne, n-ai ce, adică numai cât ai venit cu mașina și ai lepădat trolerele din... și ai izbughit-o de acolo, adică ai dus repede mașina în parcare. Nu că stai 5 minute că vine nu știu care. Nu există. Cu alte cuvinte, ai intrat, în momentul în care ai intrat, prima oră 5 lei... Da. Din a doua oră e un leu ora sau nu știu cât, sau 2 lei ora. După primele 24 de ore e 5 lei ziua sau 10 lei ziua. Adică se lași mașina acolo. Coboară un pic, da? Dar stai peste tot în lume.
anul ăsta am ajuns la un moment dat în Bratislava. Și eram chiar în centru istoric. Când am văzut parcare 37 de euro, 24 de ore sau... Păi, până la urmă, nu e Germania. Da. 37... Crede-mă, fugeam de acolo. Adică am căutat una mult mai ieftină. Da? Automat. 37 de euro, da, 24 de ore. Adică... Am auzit până acum. Da? Hai, bun, dar în centru istoric, adică parcare subterană, pentru că da. Și asta, noi în Suceava avem parcarea asta subterană, care e mega șmecherie, dar... mare chestie. E mega șmecherie parcarea subterană, o zic că se poate, e clar. Da, în schimb, dacă e să discutăm de Suceava și de parcări, băi, e penibil. Centrul orașului, unde peste tot, vis-a-vis de Consiliul Județean, de muzeu, de muzee, de ce vrei tu, parcarea e cu plată. Bă, toți au scutire de plată. Toți sunt acolo, toți sunt angajați, au vouchere, am văzut, la primărie, de la Direcția Piețelor, de la Consiliul Județean, adică, băi, dacă nici ăștia n-au bani, le-au crescut cu cât salariile. Bă, dar n-au bani. Ei au vouchere. E plin. Dacă mergeți vreodată pe acolo, unul sau doi dacă plătesc. Restul au scutire de plată. Bine, dar știi prea bine că și acolo s-au aplicat. Au fost șmecheri care au dublat acele tichete de parcare gratuită și le-au pus. Și nu e mai simplu să nu le... La un moment dat găsisem noi pe cineva care avea mașină din Bosan și n-avea nicio treabă cu Suceava. Nici primăria Suceava, nici mica. El era din Bosanci. A pus-o la vânzare acolo sau de ce? Nu, acolo venise cu altceva. Ceva, un patron era. Și avea tichetea ăla de parcare gratuită. Na, patronul, omul era sărac, foarte sărac. Da. La un BV, nu știu, un X5 sau nu știu ce era atunci. Dar în fine are mai puțină importanță. Era greu să scoată 2 lei, într-adevăr. Foarte greu. Așa e. Da, și după aia, noi ne mirăm. Bă, dar uite, chestia aia nu funcționează. Dar, în primul rând, ești de la noi, man. Ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Adică, să nu ne fie frică să plătim o parcare. Care-i povestea? Bă, de eu lucrez în centru. Dar nu e obligatoriu să vii cu mașina fix în fața instituției. O parcare nițeluș mai încolo, de acolo e transportul în comun și ai ajuns. Adică, dar soluții care trebuie gândite și aplicate. Ei, și atunci o să mai dureze nu știu cât ca să străbați Suceava. Oricum, urmează să vedem parcări cu plată la primărie. Aici am chiar aproape de voi. Da. În fața sediului poliției. Chiar îmi spunea cineva care dădea că acum se vede pe aia care, deși stau la 5 minute de mers pe jos de aici, vin tot timpul și ocupă parcarea la primărie, vorbea. Vin și tot timpul și ocupă parcarea primăriei cu mașină, doar ca să arate că el are mașină. Atunci se vede pe ala. Râdea cineva, deci, care în momentul... probabil că știa despre la cine se referă, nu știe exact cazul. În moment... La primărie, din punctul meu de vedere, ar trebui ca tichetul sau posibilitatea asta de parcare, ori să fie cum e prețul normal peste tot în Suceava, ori dacă nu, un pic mai scump. Un pic mai scump. Este același tarif. O secundă. No. Deci sunt atâta. Hai să explic o chestie. Cum văd eu lucrurile? Te-ai dus frumos la primărie, ai intrat în parcare, iei un bonuleț de la, că se poate face sistemul informatizat ca să vadă exact cât ai stat. Ai intrat în primărie pentru că ai tu nu știu ce treabă. Dar dacă ieși de acolo și faci dovada că ți-ai plătit impozite sau și ai stat mai mult de o oră ca să plătești un impozit, deja e o problemă. Adică sunt unele lucruri care pot fi verificate foarte mișto. Băi, uite, eu am venit la ora cu tare, se vede și pe camere. Ca să vin să-ți dau bani, tu mă ții la coadă mai mult de o oră? Sau ca să vin să plătesc ceva, să dau, am stat mai mult de o oră? Sau ca să-mi scot nu știu ce document până la urmă, o chestie, o bucată de hârtie de aia, am stat mai mult de o oră? Depinde, dacă doar depui cererea sau nu. Acum, dacă aștepți... Stai, sunt un lucru. Da. De-ai dus acolo, depui cererea și spune, vă rog frumos, reveniți peste
3 ore. Da, sunt cazuri. Păi mă duc, îmi văd de treabă și mă întorc înapoi. Deci parcarea să fie foarte... Dacă stai mai mult de acolo, băi, e o problemă. Ori pentru primărie, ori pentru tine. Nu? Mai mult de o oră stai doar atunci, în momentul ăla când se dau drumul la... Se dă drumul la plată, la taxe și impozite, când știm, la început de an. Atunci când vin buluc... Cu scutire, cu ce mai... Atunci, într-adevăr, poți să stai și mai mult de o oră. Am stat, nu știu, cel mai mult cât că am stat eu, undeva la 50 ceva de minute, dar când nu m-am dus în zile cele mai aglomerate. Ca da, Cosmin, nu ai card? Da. La plata, cardul ai văzut că e mult mai repede. Tocmai, da. Așa și mă duc și plătesc cu cardul la... Da. Nu mai stau în curând sunt convins că va funcționa și varianta de online mult mai bine. Atenție, da, inclusiv, mult mai bine. Da, pentru că inclusiv cei care au testat acea variantă online națională, ghiseu.ro, au fost dezamăgiți, adică au avut o experiență nu foarte bună și atunci mulți au revenit la sistemul clasic, ca să sistemul clasic. Da. Și dacă tot vorbeam de plată online, din câte știu, apropo de parcări, urmează să pună la punct un sistem să putem plăti cu telefonul. Adică să nu mai umbli cu pise la tine și cu toate și asta ar fi foarte bine. Sunt unii care nu sunt obișnuiți cu metoda asta, dar pentru alții ar prinde bine. Nu-i... Asta așa ca element de noutate, ce urmează. Vedem acum că totdeauna sunt discuțiile cu acești operatori care durează de obicei până să pun la punct niște... Uite un pic, te rog frumos, cum arată sistemul ăsta cu cardul de sănătate și spune mie cât mai trebuie să mai dureze ca să funcționeze cardul ăla, că până la urmă e tot o structură informatică. Apropo de asta, înainte de a veni tu, povesteam niște lucruri și spuneam punctul meu de vedere vis-a-vis de ziua de astăzi, vineri 10 august, și de ce am văzut ieri. Dar legat de... Și poate o să povestim puțin și după. Sigur. Publicitate. Dar spuneam exact chestia asta. Dom'le, noua lege a pensiilor, care a intrat în dezbatere publică începând de ieri, presupune inclusiv plata contribuțiilor să fie în sistem informatizat și să fie online oricând vizibilă pentru oricine. Serios? În câța, da. Da. Vrabia, cum era aia, Mălai visează, Mihai vitează. Să amintim că avem cel mai scump portal de vreodată a unei țări. Acela e România când au făcut. Chiar nu mai știu exact suma. Oricum era imensă. Zeci de milioane de lei băgate pe un portal care nici acum nu funcționează. Exact. Deci, incredibil, să faci un site... Hai că povestim de toate astea. E 8 fix. Publicitate, revenim.